Președintele PNL, Ludovic Orban, a depus a o plângere penală împotriva președintelui PSD Liviu Dragnea și împotriva premierului Viorica Dăncilă, legat de memorandumul privind mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim. Această sesizare e depusă de mine în calitate de cetățean al României. Am făcut acest demers pentru că l-am considerat o obligație morală. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, să fiu pasiv atunci când am sesizat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României, a declarat astăzi președintele PNL într-o conferință de presă la Iași. Orban cere ca liderii PSD să fie cercetați pentru difuzarea de informații cu caracter secret, uzurparea de funcție, refuzul de informare al președintelui și ascunderea de informații legate de decizii care pot afecta interesele statului român. Prângerea lui Orban vine după ce guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că demersul lui Ludovic Orban este o prostie.